Zilele acestea, preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, i-a vizitat pe românii din partea de sud-est a Suediei. Astăzi, ierarhul s-a aflat în orașul Kalmar și a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica românească din localitate, ocrotită de Sfântul Sfințit Mucenic, Haralambie. În cuvântul de învățătură, preasfinția sa a afirmat că, prin femeia cananeancă, Evanghelia de astăzi ne prezintă semnul distinctiv al unui om credincios. Evanghelia de astăzi ne arată, de fapt, care este semnul distinctiv al credinciosului, adică deplina încredere în Domnul, la oaltă cu deplina înstrăinare de gândirea și judecata acestei lumi. Iată, această femeie cananeancă a avut încredere deplină în Domnul și nu s-a lăsat păcălită de aparenta ignorare a Mântuitorului sau de replicile lui aspre, dure, severe. Nu s-a descurajat această femeie, ci s-a apropiat cu și mai multă credință și smerenie de Mântuitorul Iisus Hristos. De ce? Fiindcă ea știa că Mântuitorul Iisus Hristos este Domnul milei și nu al osândirii pentru cei care se apropie de El cu smerenie într-o pocăință pentru mântuire. Credincioșii prezenți la slujbă s-au putut închina la icoana relicvară a Sfântului Haralambie, adusă de la Centrul Episcopal din Stockholm. De asemenea, ierarhul a săvârșit taina Sfântului Botez pentru al doilea copil din familia părintelui paroh, Andrei Valerian Dănilă.